Până în anul 2030, Republica Moldova ar putea avea 3 interconexiuni cu sistemul electroenergetic din România. Acestea vor permite funcționarea stabilă a sistemului energetic moldovenesc integrat în cel continental. Declarațiile au fost făcute de ministrul energiei Victor Parlicov la București în cadrul Simpozionului Român al Energiei. Ministrul s-a referit la interconexiunile Isaccea-Vulcănești, care este deja în construcție, Bălți-Suceava și Strășeni-Iași. Sunt întărite conexiunile cu România prin construcția liniei de înaltă tensiune Vulcănești-Chișinău, care ocolește centrala electrică moldovenească din regiunea transnistreană. Au fost alocate deja resursele din partea Republicii Moldova pentru linia Bălți-Suceava și se pregătește studiul de fezabilitate pentru construcția liniei electrice Strășeni-Iași. La fel sunt examinate și alte opțiuni pentru a avea cel puțin 3 linii care să permită funcționarea stabilă a sistemului energetic integrat în cel continental, ENTSOE, a menționat Victor Parlicov. În marja reuniunii, ministrul a avut o întrevedere cu omologul său român Sebastian Ioan Burduja, fiind pus în discuție mai multe subiecte legate de relațiile bilaterale pe domeniul energetic, inclusiv ultimele evoluții de Republica Moldova și regiune. Ministrul Parlicov și-a exprimat încrederea că extinderea OPCOM, operatorul pieței de energie electrică și gaze naturale din România în Republica Moldova, va crea piața de energie și va impulsiona alte proiecte inițiate de Ministerul Energiei, cum ar fi contorizarea inteligentă, introducerea tarifelor diferențiate. De asemenea, părțile s-au referit și la opțiunile și condițiile de livrare a energiei electrice din România în cazul în care nu se reușește semnarea unui contract cu centrala electrică de la Cuciurgan. Parlicov a mai exprimat mulțumiri pentru sprijinul necondiționat al României, politic, financiar și de expertiză, și au discutat despre rezultatele auditului și pretinse datorii a Moldova Gaz față de Gazprom și operarea separată a transportului de distribuția gazelor naturale. Sistemul de transport a gazelor este în prezent în proces de preluare de subsidiara operatorului român a sistemului de transport Transgaz. S-au menționat și eventuale riscuri urmare a transmiterii către Moldova Gaz și Gazprom a rezultatelor auditului pretinsei datorii și a propunerilor Chișinăului de soluționare a acesteia.